Salutare! Hei, hei! Doamne! Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume această Merkaba. Merkaba, nu fac mișto de nimeni. Deci, cei care ați ales numărul 4 și anume această Merkaba de ametist. Haideți să vedem care sunt mesajele și pentru voi. Ghidarea pentru voi, pentru frumoasa călătorie prin 2021. Și o să începem cu un mesaj din Moonology, să vedem care este energia care vă guvernează pe parcursul acestui an. Și să vedem ce carte interesantă, frumoasă, mirobolantă vrea să iasă pentru voi, dragii mei. Iacă-to! Luna plină în Săgetător. Iacă-te ce carte frumoasă și mesajul este în felul următor. Look at the bigger picture. Privește imaginea de ansamblu. E, asta trebuie să rețineți voi pe 2021. Va trebui să fiți foarte concentrați. Săgetătorul este foarte concentrat pe ceea ce își dorește să facă. Dar este bine să nu vă pierdeți în detalii. Tocmai de asta vă și spune, priviți imaginea de ansamblu. Nu faceți bucățele în bucățele și o să vă pierdeți acolo în toate detaliile. Nu, rămâneți concentrați, rămâneți focusați pe ceea ce vă doriți voi și atunci, dragii mei, veți avea de câștigat. E, avem lună plină, iacăte și pentru voi. Anul 2021 este pentru unii dintre voi un an în care veți închide anumite uși, anumite capitole din viața voastră și, cred eu, o să vedem în continuare, se vor deschide anumite uși, anumite capitole, vor apărea anumite posibilități și oportunități în viața voastră de a face ceva nou și frumos. Și ca să vedem ce anume se arată, trebuie să mergem mai departe și ca să mergem mai departe, trebuie să întrebăm cărțile și începem cu tarotul clasic, să vedem ce anume vrea să vină către voi, cum este călătoria voastră în 2021, care sunt mesajele și ghidările pentru voi, dragii mei, care ați ales numărul 4. Merkaba, Merkaba, vrea, vrea, uite că vrea. Să voare, să nu voare, să o țin pentru mine. Cred că o țin pentru mine și va arăta alta. Nu. Dragii mei, ia uite, doiul de cupe. Doamne, cât de frumos. Doiul de cupe care anunță pentru unii dintre voi apariția unei persoane în viața voastră. Vorbim despre un an în care relațiile existente vor fi și mai puternice. Iar cei care sunt singuri își vor găsi sufletul pereche, de ce nu își vor găsi perechea, vor găsi acea persoană care să vină și să fie alături de ei, să producă acel echilibru de care voi, cei singuri, dragii mei, aveți nevoie. Iar, așa cum am spus, pentru relațiile existente, văd o întărire a acestor relații, poate. Vreau să spun, deplasarea acestor relații este ok către un nivel superior. Haideți să le păstrez pe astea, da? Oh, da, oh, da. Este incredibil. O să vedeți de ce este incredibil. Iată și Marea Preoteasă. Îmi place foarte mult această energie pentru voi, dragii mei. De ce? Pentru că ne arată foarte clar că în acest an vă veți respecta foarte mult. Vorbim de respectul de sine. Nu veți mai accepta acele jumătăți de măsură, sferturi de măsură, firimituri date de alții și așa mai departe. You hold yourself in high regard. Da, știu că ea sunt pe engleză, dar n-am ce-mi place. Oh. Poate nu-mi dau seama, cine știe. N-am ce face, asta vroiam să spun. Sunteți foarte stăpâni pe voi. Pentru unele dintre voi, dar chiar și pentru unii dintre voi, dragii mei, s-ar putea să vorbim despre o perioadă fertilă, un an în care s-ar putea să apară și niște moștenitori, de ce nu? Și de asta am spus că este incredibil că tot vin din decembrie încoace, tot vin aceste mesaje legate de copilași care vor apărea pe această planetă, pentru că, ce să vezi, este nevoie. Ăștia încearcă să ne omoare pe o parte, iată că Universul vine și echilibrează cumva balanța, doar că aceste suflete ce vin la încarnare acum sunt într-adevăr deosebite. Dacă o veți asculta pe Dolores Cannon, veți înțelege despre ce este vorba. Bun.
energie bună, sunteți în puterea voastră, vă redescoperiți puterea interioară. Este un an în care veți fi foarte apropiați de cei dragi vouă, foarte apropiați de partenerul, partenera voastră. Poate chiar veți întemeia și o familie, da, iată și pajul de săbii, a treia carte aici. Poate veți întemeia o familie, așa cum am spus, poate apărea și un junior la orizont, ceea ce este foarte, foarte bine. Ce mai vedem aici cu pajul acesta de săbii este un an în care mulți dintre voi veți începe o oarecare formă de școlarizare. Bine, cei care sunteți la școala asta trebuie să vă întoarceți online, neonline, nu mai contează, dar vorbesc de cei care au terminat studiile la obligatorii, dar aleg să crească, aleg să facă poate altceva, poate apare și o să vedem ce se arată mai încolo, poate apare, nu știu, o nouă idee în voi, să vă schimbați cariera, poate apare un hobby și iată că trebuie să studiați acel lucru, să mai învățați ceva. La fel de bine poate însemna acest pași de săbii pentru anul 2021 și foarte multă comunicare, da, reprezintă energia aerului și vorbim de comunicare. Mergem mai departe să vedem ce lămuriri, ce clarificări, ce alte mesaje și alte ghidări vin către voi, dragii mei. Dacă tot un an în care energia feminină, mi se spune acum, cu această împărăteasă o să fie, își reia locul bine meritat, da, în structura voastră, fie va fi cea care va conduce, da, această energie feminină vă va conduce și va pune amprenta așa cam pe toate deciziile și acțiunile pe care le veți întreprinde. Și mergem mai departe și să vedem. Dragii mei, regina de monede, ia că așa arată regina de monede aici, este acest urs. Mama urs, mama ursoaică, protecție. Așa cum v-am spus, veți fi foarte și împărăteasa face la fel. Împărăteasa își protejează oamenii dragi în jurul ei. Împărăteasa este arhetipul mamei, al soției. Regina de monede, la fel, vorbește despre a-ți proteja familia, a-i proteja pe cei dragi. Nu veți permite celor din jurul vostru, da, să vină și să facă tarantele pe la voi, prin casă, pe la voi, prin familie, în sufletul vostru, în relația voastră. Veți fi foarte protectivi, veți apăra ceea ce vă este drag vouă și ceea ce este foarte, foarte bine. Iată-te, dragii mei, și The Wanderer, cartea nebunului din tarotul clasic, și arată noi începuturi, exact cum v-am spus, cu luna aceea plină acolo. Pentru unii dintre voi, dragii mei, vor fi noi începuturi. Cartea nebunului, mi se spune, și cei care știți, studiați tarotul, nu ca mine, cei care studiați tarotul știți că această carte a nebunului arată, reprezintă acel copil nou născut, este sub cartea împărătesei și, bineînțeles, că iar mă duce cu gândul la nașterea unui copil. Dar vorbim și de situații care, sau mă rog, oportunități care se deschid în fața voastră și veți găsi în interiorul vostru încrederea necesară cu acea energie a marii, a împărăteise, chiar o făcea mare preoteasă, v-am zis că eu am o problemă cu cele două, de a merge mai departe, de a vă arunca cumva în necunoscut. Nu o să mai aveți poate acea teamă, acea nesiguranță pe care ați avut-o până acum, pentru că veți fi și foarte protejați, iată și cartea de protection se numește aici. Este 4 de monede din tarotul clasic. Stabilitate financiară, în primul rând, anunță această carte pentru 2021, dar vorbește și de protecție. Veți fi protejați din toate punctele de vedere, și financiar, și energetic, și cum vreți voi, de a începe ceva nou, de a deschide uși noi, de a merge pe drumuri necunoscute, de a iniția poate, nu știu, proiecte total necunoscute vouă, chestii pe care nu le-ați mai făcut niciodată. Hai să dau un exemplu, nu știu, poate sunteți tâmplari sau croitorese, da? Mie îmi plac exemplele astea duse la extrem și vi se pune deodată pata așa și aveați voi un vis din copilărie să vă faceți, nu știu,
trompetiști, îmi vine acum și nu mai știu ce notător de elită. Ei, și pentru asta trebuie să te duci să iei niște lecții. Evident că nu poți să ajungi de la tâmplărie să cânti într-o mare orchestră pe la Viena, pe acolo. Este nevoie de anumită instrucție, este nevoie de a mai învăța ceva, dar sunteți ghidați și sunteți protejați să faceți acest lucru. Și văd foarte clar că nu o să vă fie teamă. Găsiți, așa cum am spus, încrederea în voi, găsiți încrederea de a merge mai departe și de a deschide, de a păși, da, pe aceste drumuri noi, nouțe. Și mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să vină către voi, dragii mei. Pentru unii dintre voi, ia că acum iar îmi arată pe această carte de protecție acest pui de, era să zic pui de bebeluș, pui de căprioară. Și iar mă duce cu gândul, da, la copii. Pentru unii dintre voi, clar, vor apărea în cadrul familiei, în interiorul casei, vor apărea niște puiuți de om, sper eu, să fie de om. Poate să fie și puiuți de animăluți, poate vă veți lua animăluțe, cine știe, în această perioadă. Pentru unii dintre voi, mi se spune că veți comunica mai mult decât poate ați făcut-o în anul precedent cu copiii voștri care sunt plecați din casa părintească, sunt plecați poate în străinătate și veți avea parte de mai multă comunicare sau poate chiar vă vor da niște vești că vor să înceapă ei poate ceva nou și iată-te voi îi veți susține, veți fi alături de ei să își îndeplinească acele proiecte. E, și ce să vezi, iată-te avem din nou patru de monede, două cărți de patru de monede. Și ne spune foarte clar că da, există această stabilitate financiară în 2021, dar veți fi și foarte chibzuiți cu banii voștri. Nu veți arunca banii pe prostii, sau bine să nu aruncați banii pe prostii, să știți foarte bine, bă, banii ăștia se duc aici, banii ăștia se duc aici, să fiți foarte calculați, pentru că s-ar putea să fie niște cursuri de plătit. Sau s-ar putea să fie niște școli, așa cum am spus, poate și niște călătorii, cine știe, sau poate chiar o achiziție de o nouă casă sau chirie sau cine știe, o chestie de genul acesta și ne spune foarte clar că veți fi foarte atenți cu cheltuielile voastre, veți fi foarte atenți cu venitul vostru. Haideți să vedem și restul cărților care au binevoit să iasă. Da, iată-te și doiul de monede care vorbește despre decizii. Vorbește și de decizii legate de job, legate de carieră. Vorbește și despre multitasking. S-ar putea unii dintre voi, iată-te, pentru că aveți de plătit ceva pentru noi începuturi, poate vă veți mai lua un job. Veți fi și trompetist și tâmplar, ceva de genul acesta. O să fie o perioadă în 2021 în care veți jongla, poate cu mai multe oportunități legate de carieră sau veți jongla cu mai multe proiecte, mai multe joburi deodată și ea că te ia vorbește despre echilibrarea bugetului. Pentru cei care, pentru care bugetul a fost oarecum strâmtorat în 2020, acum apare, prin doiul de monede, apare această echilibrare a bugetului vostru, dar ne spune foarte clar că este necesară o oarecare chibzuință. Și ce mai avem? Iată, avem pajul de cupe. Cât de frumos arată acest paj de cupe aici. Poate veni, pajul de cupe știm foarte bine că vorbește și despre cineva care vine să vă ofere cupa sufletului său. Este o persoană și iată că poate fi cineva care nu este lângă voi, care este din străinătate, să spunem, da, și intervine această comunicare online pentru că este sub acel paj de săbii. S-ar putea să fie cineva, fie puțin mai tânăr decât voi sau voi să fiți mai tineri decât persoana. Este o diferență de vârstă acolo care se reiese ca și energie din aceste cărți. Ce mai avem aici? Avem în felul următor, ne spune că s-ar putea să fie niște perioade pe aici, pe acolo, în care voi să fiți foarte emotional, da? Să fiți foarte pe emoțional, așa, ceva să vă emoționeze, ceva să vă
stârnească sufletul acolo. Poate fi apariția cu doiul de cupe pe care îl vedem aici a unei persoane care vrea să vină la uniune cu voi. Poate să fie acel dor de o persoană care nu este lângă voi, că te este la distanță, sau de copilul care este la depărtare, așa cum am spus mai devreme. Dar vorbește și despre intrarea în viața voastră a unei persoane pentru o relație de amor, pentru cei care sunt de singuri, evident. Bun, și mergem mai departe și să vedem ce alte mesaje vor să mai vină. Veți simți, clar, veți simți lucruri noi pe care poate nu le-ați mai simțit de ceva vreme, poate pentru că v-ați închis cumva emoțional, poate pentru că nu s-a ivit ocazia să vă deschideți sufletul, iar că în cupajul acesta de cupe ni se spune că apar simțiri noi, ceea ce este foarte bine. Ia uite ce mi-au făcut astea aici, mi-au deranjat toate cărțile. Nu este nicio problemă. Ia să vedem ce avem noi aici. Shine, cartea soarelui, cartea soarelui care vorbește despre reușite. Vreau să vă uitați foarte atent la această carte și ia uitați câtă încredere, cu câtă încredere se deschide această persoană către reușită, către noi oportunități, noi drumuri. Ia că și acest nebun, da, pleacă pe un drum nou, total nou, necunoscut, dar e cu brațele deschise. Vorbește despre încredere și ne arată faptul că în momentul în care îți asumi riscul de a merge pe un drum total necunoscut, dincolo te așteaptă reușită, dincolo te așteaptă victorie. Se rezolvă anumite probleme, da? Pe anumite planuri, sectoare din viața ta. Cartea soarelui este sub 4 de monede, este sub 2-ul de cupe, este sub regina de monede. Așa că, dragii mei, dacă vă făceați probleme legate de carieră, de job, de finanțe, se rezolvă acest lucru. Iată că vine energia soarelui și vă anunță că lucrurile vor lua o întorsătură favorabilă vouă. Simply love. Iată cât de frumos este. Șasele de cupe. Șase de cupe, cartea se numește doar iubire. Iubire pură. Da, aveți lângă voi persoane care vă iubesc. Veți vedea, veți simți iubirea lor, veți simți legătura dintre ei, iată legătura de iubire între voi și copilul vostru, că tot vorbeam de copii de când am început această citire. Și așa cum am spus, unii dintre copiii voștri s-ar putea să investească în niște școli, în niște cursuri, în ceva, dacă îmi atrage atenția această carte care ea strălucește, da? Îi asigură viitorul acestui copil și veți fi poate puși în postura de a trage puțin mai mult pentru a-i susține, pentru a-i ajuta, pentru cei care aveți copii, sau poate sunteți voi care alege să faceți anumite cursuri, să investiți în voi și părinții voștri, sau mă rog, persoanele din jurul vostru vă vor susține, vor fi alături de voi și vă vor da susținerea necesară pentru a vă îndeplini acest vis, această dorință. Dar șasele de cupe știm foarte bine că vorbește, cel puțin în tarotul clasic, și despre întoarcerea unei persoane în viața voastră, o întoarcere fie a unei persoane din trecutul acestei vieți sau din alte viețe, așa cum am spus. O întoarcere care s-ar putea să vă emoționeze, îmi atrage atenția cu acel paș de cupe. S-ar putea să nu vă așteptați fie la această întoarcere a acestei persoane, fie dacă nu cunoașteți această persoană, în momentul în care o vedeți, o să stârnească ceva în interiorul vostru, pentru că ce să vezi, ați mai fost și în alte vieți împreună. Oh, ok, și avem și bonus aici, ca să fie bine, și avem în felul următor, această ceacră sacrală cu numărul 3 și vorbește de forța personală, aici, așa de ea. Forță, veți găsi, este un an plin de forță, un an în care veți găsi curajul, așa cum am spus, de a începe lucruri noi, de a face lucruri interesante pentru voi și, de ce nu, și pentru cei din jurul vostru. Găsiți curajul, acea stimă de sine, pentru că avem împărăteasa acolo, da? Vorbim despre stimă de sine. O veți redescoperi, că dacă până acum cineva v-a convins că e ceva în regulă cu voi, acum spuneți, hai, halt, la revedere, lasă-mă în pace, știu ce vreau, știu ce-mi doresc și ia că am și încrederea și forța necesară de a merge mai departe și de a merge mai departe pe un drum necălcat de nimeni până acum.
Și ce vă spuneam eu e că teach se numește aici, este arcana majoră a marelui preot și vorbește despre a învăța, vorbește despre studii. Fie că voi, dragii mei, îi veți învăța pe alții, poate în 2021, acum, așa cum am spus, găsiți în voi acea încredere necesară de a-i ghida pe ceilalți, de a le arăta prin exemplu propriu ce să facă, cum să facă, cum să fie. Pur și simplu, cred că va trebui să fiți, da? Și lumea vă va admira foarte mult. Pentru alții, chiar la propriu, veți deveni poate profesori sau, cine știe, un alt fel de influenceri, da? Veți fi cei care îi veți învăța pe alții ceva. Că este o meserie, că este de dezvoltare personală, că nu contează. Veți fi în acea poziție de a-i învăța pe ceilalți. Nu toți, pentru restul am zis foarte clar că vorbim despre niște studii, veți fi studenți sau poate chiar, nu știu, aveți de trecut niște examene, aveți de făcut niște cursuri și abia după aia veți fi în postura de a învăța și pe ceilalți. Și mergem și mai departe să vedem ce anume ne mai arată pentru călătoria voastră în 2021, dragii mei, de la numărul 4, că eram să spun 3, pentru că rima cu dragii mei. Haideți să vedem ce mesaje. Illumination. Iată iluminarea. Păi da, dragii mei, și este exact sub cartea soarelui. Acele aspecte din viața voastră care, nu știu, ori le găseați voi așa pierdute, fără speranță și este sub doiul de cupe pentru aceia dintre voi care credeți că nu o să vă mai găsiți jumătatea. Nu mai există speranță pentru voi. Ați dat la flașnetă și pe Mircea Radu și toată emisiunea și așa mai departe. Ați ucis și, cum îl cheamă pe ăla de trage cu săgeata, Cupidonul. Iată, apare această iluminare, se luminează acest sector al vieții voastre. La fel, vorbim și de pe acea parte de finanțe, acea parte a bugetului vostru, ceva se întâmplă. Și ceva se întâmplă spre bine, da? Se întorc aceste energii în favoarea voastră, dar clar vorbim și despre o iluminare la nivel spiritual. De ce? Pentru că intrați în acest an în energia împărătesei care știe foarte bine care îi este valoarea, o conștientizează și o pune în aplicare și creează lucruri mărețe, nu se mai pierde în detalii. Ați văzut cu prima carte, privește și înțelege imaginea de ansamblu și când vezi imaginea de ansamblu, dragii mei, atunci lucrurile stau cu totul altfel. Wow! Opportunity se numește. Oportunități apar. Apar șanse, apar oportunități și este exact sub această coloană cu cartea nebunului. Noi oportunități, noi șanse, ia că avem și luna nouă acolo, noi drumuri, noi uși se deschid în calea voastră și următoarea este courage, curajul. Exact cum v-am zis, găsiți curajul de a merge, a studia, a aduna poate informațiile necesare pentru a ieși voi în față și a învăța pe ceilalți, mi se spune, chiar dacă, iată, există acolo sau a existat un zbucium de ăsta sufletesc, acum găsiți acest curaj, aveți curajul, aveți cartea plexului solar care vorbește despre același lucru, sunt prea entuziasmată, n-am ce să fac, găsiți acest curaj de a stăvili acele trăiri emoționale și de a vă afișa unii dintre voi în fața oamenilor, copiilor, poate cine știe, și ai îndruma, a le arăta, așa cum am spus, prin exemplu propriu ce este de făcut sau dacă sunteți profesori de pur și simplu a preda ce aveți voi de predat acolo. Și mergem mai departe și să vedem ce spune și amorul ghebos. Că nu scăpăm noi de amorul ghebos pe 2021 și să vedem ce vrea să vă spună. Ce vrea să vă spună. Voi n-aveți idee de ce fac eu așa, crezi că am înnebunit. Bine, unii dintre voi aveți dreptate, dar eu făceam din alte motive. Incredibil. Retreat, iată și la voi cade această carte, retragerea. Poate pentru unii dintre voi care v-ați retras, așa cum am spus, nu mai vedeați șansele ca cineva să vină către voi, nu mai vedeați acea luminiță de la capătul tunelului și v-ați retras. Iată acum vine cineva către voi, s-ar putea să fie cineva din trecutul vostru, de acum sau din altă viață, și să vină la această uniune cu voi.
și să vă scoată așa din retragerea voastră. Pentru alții dintre voi poate vorbi despre o retragere și să spune, știi ce, eu mă ocup de familie, eu mă ocup de carieră, eu mă ocup de mine, da, de dezvoltarea mea personală și mă retrag din acest sector al iubirii. Bineînțeles că depinde de la caz la caz. Heart-to-heart conversation, iată, vorbim de comunicare, cum am spus și cu pajul de săbii. Un an în care, da, comunicarea, v-am spus, este unul din punctele voastre forte. Pe plan amoros veți cunoaște poate persoane noi și veți sta de vorbă cu ele, veți tria poate persoanele să vedeți care este bună, care nu este bună pentru voi, dar veți fi foarte deschiși. Veți fi foarte deschiși, nu vă va fi teamă să vă deschideți sufletul, poate cum ați făcut-o până acum. Pentru că acum înțelegeți foarte bine cine sunteți. Și o carte interesantă pentru unii dintre voi, bine, toate sunt interesante, Love Yourself First, iubește-te în primul rând pe tine. Și vedem că există, da, energetic vorbind, există această susținere ca tu, dragul meu, draga mea, să te iubești pe tine, să ajungi să te iubești pe tine acum. Pentru că văd clar în centrul etalării tale stă frumos această împărăteasă, care este sigură pe ea, care știe foarte bine ceea ce își dorește, știe foarte bine cine este, își impune acele limite sănătoase. Asta o poți face doar în momentul și numai în momentul în care tu te iubești pe tine, tu te respecti pe tine, dar pentru a face asta trebuie să te cunoști. La fel de bine îmi spune în acest an vor fi pentru cei care sunteți într-o relație, într-un cuplu, dacă este, te simți neînțeles. Dacă te simți neapreciat, dacă te simți, nu știu, în fine să spune băgat în seama acolo, da? Nevalorificat în relația în care ești, este ok. Îți spune Universul, este ok să te retragi. Este ok să te retragi poate câteva momente, câteva zile, o perioadă, cât simți tu nevoia să te regăsești pe tine și după ce te-ai regăsi pe tine să te întorci la al tău partener, parteneră și să aveți o discuție sinceră. Să aveți o discuție de la egal la egal, nu din poziția de victimă și acuzator și așa mai departe. Să-i spui clar ce te deranjează, să-i spui clar ce-ți dorești, să-i spui clar care sunt poate așteptările tale și așa mai departe. Deci este ok, ia-ți, dacă simți nevoia de o pauză, ia-ți acea pauză, este binevenită, pentru că de acolo se pot rezolva la urma urmei și alte chestii. Și mă roagă să mai cer niște mesaje pentru voi interesant. Mă roagă, asta este, o voi face și să vedem ce mesaje vor să vină și de ce m-au rugat. Și de ce m-au rugat? De asta m-au rugat. Pentru că unii dintre voi, dragii mei, ați fost răniți. Unii dintre voi, dragii mei, ați fost dezamăgiți, ați fost trădați poate în dragoste și de asta este nevoie. Sau poate se întâmplă o chestie de genul acesta în 2021 și îți spune atunci retrage-te, stai de vorbă cu tine. În primul rând stai de vorbă cu tine, în primul rând rezolvă iubirea ta față de tine și abia după aceea, iacă-tă, tisit, dezamăgirea, da? Decepția. Multă durere în sufletul unora dintre voi. Dacă se întâmplă anul acesta, nu mai continua, intră în energia Marii Împărătese, retrage-te și vindecă ceea ce este de vindecat. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie, iată, storm warning, avertizare de furtună. Da, pentru unii dintre voi s-ar putea, vă avertizează că s-ar putea să treceți printr-o dezamăgire, să treceți printr-un șoculeț de ăsta așa emoțional, dar este benefic, de ce? Pentru că vă aduce pe voi în postura de a sta și a vă vindeca, iată această carte de vindecare, Rest and Rejuvenation. Va trebui să vă luați o mică pauză, să stați voi cu voi și să vă vindecați inima pentru a o putea oferi mai departe, pentru că au fost multe răni, multe trădări în decursul vieții voastre. Și decât să stați într-o situație tensionată doar de frica de a nu rămâne singur, iată, e bine să vă retrageți. Oh, ok, sunt două. Healer of the Ages, da, vindecătorul veacurilor, care
vorbește tot despre vindecarea acestei chakre a inimii. Este nevoie de purificare, este nevoie de vindecare a sufletului vostru și iată și victory. După ce se încheie această furtună, după ce se încheie acest capitol, iată apare și am văzut foarte clar, apare această energie pentru voi de doi de cupe, dar unii dintre voi trebuie să vedeți imaginea de ansamblu, că voi nu vedeți pădurea din cauza copacilor în relația în care sunteți. S-ar putea să intervină acest moment de turn, acest moment de furtună pe care l-ați văzut tocmai ca să vă dea acel șoc, acel impuls de a vedea dincolo de aparențe și să vă facă să vă retrage, să vă redescoperiți pe voi și de-abia după aceea avem, da, cartea de victorie și cartea sufletelor pereche. Bun, haideți să vedem și niște mesaje suplimentare pentru voi, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume Merkaba de ametist. Și să vedem. Lumină. Lumină, da, v-am spus, uite, și cu cartea soarelui și iluminarea se face lumină în sufletul vostru, în jurul vostru. Veți vedea dincolo de aparențe. Nu o să vă placă multora ce veți vedea, dar este absolut necesar. Veți grijă, Doamne. Telechinezie scrie aici, cred că am să scop bilețelul ăsta. Dar, mă rog, îl las acolo când degeaba l-am scris. Aveți grijă să nu vă enervați, dragii mei, și să începeți să spargeți becuri pe acolo sau cine știe ce mai obiecte mai trântiți prin casă. Forță, 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 dar forță controlată, forță emoțională, da? Veți găsi forța în voi de a lua-o de la zero, veți găsi forța în voi de a merge mai departe pe drumuri, poate, poate, sigur, total necunoscute pentru voi, dar o veți face, veți avea această tărie de a pune capăt și a merge mai departe. Și haideți să vedem, ok. Toate trei vorbesc despre același lucru interesant. Iată transformarea, iată fluturele, o transformare frumoasă, o transformare majoră, importantă pentru voi în 2021. Iată avem doi fluturi, da? Și acum mi se spune că s-ar putea unii dintre voi să vă transformați alături de cineva. Să vină cineva alături de voi care să vă ajute în a vă lua zborul, să vă ajute în a vă regăsi și redobândi libertatea, să fie alături de voi și să vă ajute să treceți prin această transformare. Și ăsta mic rău de tot, mic rău de tot, este un trandafir și mă duce cu gândul în primul rând tot la Cartea Morții din Arcana Majoră, care are trandafirul alb, scheletul ăla călare, și vorbește tot despre transformare, vorbește despre încheierea unor capitole și, bineînțeles, începerea altora, dar acest trandafir la fel de bine vorbește și despre pasiune, despre iubire. Se încheie ceva pentru unii dintre voi, hâța, 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 ceva în care o să vă zdruncine puțin, dar este spre binele vostru și o nouă iubire, o nouă pasiune apare în viața voastră după ce stați voi de vorbă cu voi și vă vindecați. Dragii mei care ați ales numărul 4, acestea sunt mesajele pentru voi. Aștept cu drag comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți. Și până data viitoare, când ne revedem, regăsim, reauzim la Taroscop, Amoroscop sau alege o carte, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.